Spitalul Județean de Urgență Mehedinți nu mai are locuri libere la ATI pentru bolnavii de coronavirus. Secția de terapie intensivă dispune de 6 paturi și 6 ventilatoare pentru cei infectați cu SARS-CoV-2, iar în acest moment toate sunt ocupate de pacienți în stare gravă. La Spitalul Județean de Urgență Mehedinți sunt în prezent internați 148 de pacienți diagnosticați cu COVID-19. Din aceștia, un număr de 13 persoane prezintă forme severe, dintre care 6 prezintă forme grave și sunt internați la secția ATI, fiind ventilați mecanic. Se și cunoaște faptul că orice pacient care ajunge într-o secție de terapie intensivă și necesită acest suport al secției are disfuncții multiple de organe. Pentru pacienții COVID, una din principalele disfuncții este disfuncția respiratorie, după care pot interveni și alte disfuncții în funcție de evoluția pacientului. În momentul de față, secția de terapie intensivă suport pentru boli infecțioase este organizată cu 6 paturi și 6 ventilatoare. Aceste paturi reprezintă 20% din capacitatea întregii secției de terapie intensivă din cadrul Spitalului Județean de Urgență. De asemenea, Spitalul Județean de Urgență Mehedinți deservește atât pacienții COVID-19 cât și cei non-COVID. În acest moment, la unitatea ATI nu mai este disponibil niciun pat liber pentru pacienții infectați. În secția de terapie intensivă suport COVID pentru boli infecțioase avem 6 paturi, 6 paturi ocupate cu ventilatoare, bineînțeles. Deci în ultimul timp nu mai avem locuri disponibile. Dacă se întâmplă ca un pacient să fie transferat într-o stare mai echilibrată sau un pacient decedează, imediat se ocupă cu un alt pacient care este în așteptare. Care este starea pacienților în acest moment la secția de terapie intensivă? Starea este destul de alterată. Avem și prognostic rezervat la unii pacienți, dar unii pacienți par să fie stabili și să sperăm că îi recuperăm. Totodată, situația este îngrijorătoare în toată țara. Tot mai multe spitale au atins capacitatea maximă și nu mai au locuri libere pentru bolnavii de COVID-19. Numărul cazurilor de COVID-19 crește alarmant de la o zi la alta, iar paturile de la ATI sunt din ce în ce mai ocupate.